Da, zâmbim, dragi prieteni, am ajuns la capătul, la capătul unui sezon, părul este ca de obicei nearanjat. Bună seara încă o dată, Bogdan Coduță vă salută, vă invită să rămâneți alături de Media Sud, de Sport Sud special, pentru emisiunea de bilanț, să vedem dacă cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție în programul postului nostru de televiziune vor fi suficiente pentru a încerca să atingem toate aspectele fotbalului județean din sezonul 2013-2014 pentru a discuta și despre Cupa Telormanul, care iată a ajuns la Borna cu numărul 42, plecată la drum în 1973, această competiție tradițională în fotbalul telormanean. Pentru toate acestea, dragi prieteni, avem plăcerea de a vi-l prezenta pe invitatul din această ultimă ediție a emisiunii Sportul Special 2013-2014. Domnul președinte Stan Prodan, președintele Asociației Județene de Fotbal, bine ați revenit, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație și oricând cu plăcere pentru iubitorii fotbalului. Domnule președinte, un sezon foarte, foarte interesant la toate eșaloanele fotbalistice, Liga 5-a, Liga 6-a. Am avut de toate în 2013-2014, am avut și bune, am avut și rele, zic eu, așa din afară, ca simplu observator, mai mult bune decât aspecte negative, bilanțul înclină, balanța înclină spre cele bune, dacă stăm să privim așa obiectiv, acum după ce s-au încheiat competițiile și în Liga 5-a și în Liga 6-a și mai ales în Liga 4-a, în campionatul județean de fotbal. Avem mai puține echipe retrase din campionat, avem baze sportive moderne, avem mai mult fair play, avem mai mulți bani în fotbalul telormanean la echipe. Yeah. Avem un fotbal, cel puțin la Liga 4-a, mă îndoiesc în celelalte eșaloane, de bună calitate, ținând cont de că e vorba totuși de competiții județene, de amatori. Avem în sfârșit o echipă la Liga 3-a care și-a câștigat dreptul pe teren, ceea ce e lucru mare. Ce mai avem? Mai avem perspective și speranțe pentru anul competițional care urmează. Mai avem nemulțumiri legate de arbitraj, am aici niște declarații chiar ale dumneavoastră. Avem ce discuta una peste alta. Domnule președinte, haideți să vedem cum s-a văzut din biroul dumneavoastră sau, mă rog, din postura dumneavoastră de președinte al Asociației Județene de Fotbal tot acest spectacol fotbalistic al anului 2013-2014 în Telorman. Cum a fost? Înainte de a face o analiză concret asupra fiecărui aspect cu care ați venit în întâmpinarea acestui interviu, aș vrea să fac câte o sinteză la fiecare problemă. În primul rând aș începe cu penultima problemă, un campionat bun cu o campioană care și-a câștigat dreptul pe teren. Aș vrea să completez cu o evoluție în jocul de baraj mult peste campioana Bucureștiului, lucru care mă îndreptățește să afirm cu toată sinceritatea și cu tot respectul pentru fotbal că suntem cu mult peste multe din județele, cel puțin limitrofe, pe care noi le urmărim pas cu pas, pentru că cu el ne vom întâlni la final de sezon în baraj. Cât privește Cupa Telormanul, chiar astăzi m-au sunat câțiva colegi din țară și m-au întrebat cam ce face Asociația Județeană de Fotbal. Le-am spus că nu suntem în vacanță, suntem în plină desfășurare cu Cupa Telormanul, ediția 42-a, și expresia a fost așa: sunteți puțin nebuni pentru că e vară, sunt 30 de grade, jucătorii trebuie să ia vacanță, iar voi vă ocupați de fotbal. Încă o dată repet, și am spus-o de foarte multe ori, ne mândrim cu o competiție de asemenea învergură, a 42-a ediție nu este puțin și sperăm să meargă tot înainte să ajungă la 100-a ediție. Cât privește partea de arbitraj, am făcut o declarație și mi-o mențin în continuare. Aștept, pentru că așa cum iubitorii fotbalului cunosc, am avut o discuție, cred că în luna februarie, dacă nu mă înșel, într-o ședință de comitet executiv, am acordat un vot de încredere până la finalul acestui sezon actualei conducere a Comisiei Județene de Arbitri. Aștept răspunsul acestei comisii, am transmis președintelui să pregătească pentru următoarea ședință de comitet executiv răspunsul și în funcție, probabil, nu neapărat în funcție de răspunsul, că oricum vor veni cu argumente favorabile pentru CJA, vom lua ce o măsură. Ce răspuns ar putea să fie dacă... Nu, eu aș vrea, eu mie îmi plac lucrurile clare și concrete, când în fața evidenței nu poți să negi, în fața unei lipse de performanțe acute, ce poți să mai spui? Dacă lucrurile vor merge spre o chestiune simplă din punctul meu de vedere, vom lua și măsurile care se impun.
Cam astea au fost întrebările dumneavoastră. Aștept în continuare să le disecăm pe fiecare în parte. Ați vorbit de arbitraj, să nu-l mai lăsăm pe final, dacă tot ați, mi s-a părut că ați nuanțat cel mai mult. Am aici o declarație din principalul cotidian, de principalul cotidian județean, Telormanul, pe ultima pagină, la rubrica de sport. Arbitrajul teroman rămâne o problemă, scrie colegul meu, Stan Prodan, și două puncte, citează din dumneavoastră, aștept în continuare explicații și soluții din partea CJA. Vorbeați aici de lipsa arbitrilor, 9 arbitri de centru avem la județ pentru Liga 4, trebuie să-i cooptați pe cei divizionari, pe Cristina Babadag, singurul arbitru de centru, și apoi să-i reprofilați pe Marius Bobe și Ionuț Babadag din asistenți de Liga 2 în central la Liga 1. Și am făcut cu toți 12. Vă dați seama, un campionat cu 34 de etape, cu 30 de etape la Liga 4 și cu celelalte categorii, Liga 5 și Liga 6, închipuiți-vă ce volum de muncă este pentru lotul de arbitri. Eu nu cred că în momentul de față lotul de 12 arbitri, pentru că hai să recunoaștem, din 12 avem și câteva probleme. Nu poți să contezi la anumite jocuri pe arbitri care au mai puțină experiență. Am zis 12 cu toți, l-am pus și pe Stelian Cutieru, am pus și pe ceilalți care sunt, să zic așa, într-o categorie cât de cât a doua față de primii arbitri. Ca să nu mai spun de actele de indisciplină la nivelul arbitrajului. Am fost surprins. Acte de indisciplină. Chiar vreau să fac o precizare. Am auzit că în ultima etapă de delegat la jocul derby pentru noi dintre Plosca și Sporting Roșiorii de Vede, arbitru Cristian Frăsineanu a refuzat să se ducă la acest joc întrucât s-ar fi exprimat că este mult sub nivelul lui, probabil, de performanță. Care performanța lui Frăsineanu? Nu știu care este. Uitați-vă cu ce ne confruntăm. Iar Comisia Județeană, la întrebările iubitorilor de fotbal, delegaților, echipelor, ridică din umeri și aruncă vina în cu totul altă grădină decât în cea în care trebuie, adică lor. Nu știu, trebuie să luăm măsuri imediate, pentru că dacă mergem în ritmul ăsta, la ultimul examen am avut circa 12 arbitri, dacă nu mă înșel. Mai rău ca la BAC. Arbitri și arbitri asistenți, n-a promovat nimeni, am avut un singur arbitru rămas în cursul Core pe tinere talente, Dica Marius, a căzut și el, așa că în funcție te ține sau într-o activitate te ține doar performanța. Și bărbătește vorbind, ar trebui ca cei care se ocupă de destinul arbitrajului să aibă puterea să recunoască că în momentul de față sunt depășiți de aceste evenimente. Încerc să mă erigez acum în avocatul CJA-ului, Comisia Județeană de Arbitri, nefiind nimeni aici prezent nici din partea președintelui Dan Nițu. Și credeți că am putea să intrăm într-o dispută cu președintele Nițu, adică ar avea argumente să mă contrazică? În primul rând, domnul Nițu și Comisia Județeană să înțeleagă că au avut toată disponibilitatea din partea AJF să lucreze. Au avut tot ce au cerut domniile lor, de la pregătire tehnică, vis-a-vis de laptopuri, vis-a-vis de videoproiectoare, vis-a-vis... Au fost și îmbrăcați arbitrii cu sponsorii pe care i-am găsit împreună și din partea Asociației Județene. I-am lăsat să lucreze în sensul bun al cuvântului, n-a intervenit nimeni peste ei, nu și-a permis nimeni să încalce, să zic, o anume regulă a Comisiei Județene. Mai mult decât atât, ce se poate face AJF-ul, de ce să fie răspunzător președintele Asociației sau, mă rog, cei care lucrează efectiv în Asociație, de performanțele sau non-performanțele arbitrajului telormanean? Mi se pare firesc. S-a lipit o etichetă. E complicată discuția despre arbitri. Sper să nu ținem așa toată emisiunea. S-a lipit o etichetă între dumneavoastră și președintele CJA, Dan Nițu. Când sunt înjurați arbitrii, lumea nu îl înjură neapărat pe acest președinte al CJA-ului, pe domnul Dan Nițu, îl înjură în principal pe Stan Prodan. Dacă sunteți atenți și la lorile de poziție ale oamenilor de fotbal, lor de poziție oficiale după meciuri problematice. Eu nu judec arbitrajul, că nu sunt arbitru și mă pricep. N-au fost meciuri problematice în campionatul ăsta. Au fost oameni cel puțin la Liga 4. S-au supărat pe arbitrii și pe Stan Prodan. Ar fi nedrept să spun eu că vinovat de emisiunea dumneavoastră de la Media Sud, adică Asta Sport, cum se numește, retrospectiva Retrosport, s-o pun în cârca patronului firmei, care, nu știu, mi se pare anormal.
probabil cu timpul și patronul, dacă emisiunea va merge bine, va lua măsura să vă promoveze, dacă nu va merge bine, probabil va lua măsura să vă înlocuiască. Așa e și la arbitraj. Nu știu de ce facem paralela asta între mine și arbitri. Eu nu pregătesc arbitrii, eu nu fac delegări la arbitri. Ce legătură aveți noastră cu arbitrii? Păi asta e și problema, nu înțeleg de ce. Bine, dacă cineva vrea să mă înjure... Și pe forum oamenii sunt supărați în principal pe președintele Stan Brodan de la AJF, pe care toată lumea... Nu citesc forumuri, dar nu cred că sunt supărați în principal pe mine, că nu sunt artizanul nici delegărilor și foarte rar am, eu foarte rar am găsit referiri la domnul Dan Nițu atunci când era criticat... arbitraj. Mă rog, au fost discuții. În fotbal, discuțiile despre arbitraj sunt inevitabile. Au fost și vor fi. Dar și vor fi și... Acum, dacă vrem să luăm ca etalon un model de înjurat, toată lumea înjură președintele țării sau pe cei din conducerea țării. Eu nu cred că este corect să extrapolăm, să mergem să, că cine vrea să înjure. În primul rând că cei după forum, domnul Bogdan, nu-și dau nume. Înjură în spatele unui anonime. X, Y, Z, K, M, H. Nu, mie îmi place să discut și am vorbit. Chiar sunt oameni pe care îi cunosc și oameni care au, mă rog, nu aceleași idei ca ale noastre. Și pot oricând să stau de vorbă cu ei, să explicăm anumite lucruri care pot fi explicate, dar în fața evidenței. Acum 5 ani de zile aveam 15 sau 14 arbitri asistenți la Liga a 3-a. Știți câți mai avem acum? Unul singur, Tănase Aurelian. Mai e Nan Cătălina, care oscilează între Liga 2 și Liga 3. Nici nu știm că n-am primit nicio decizie de la Comisia Centrală. Să știm unde lucrează, unde este Nan Cătălina. Păi unde? Și e de vină Stan Prodan. Stan Prodan trebuie să pregătească arbitrii pentru examen. Hai să încheiem discuția cu arbitrajul oricum. Noi o vom lămuri în segmentul nostru de activitate, dar părerea mea că un om cu scaun la cap și cu minte destupată nu vine să-l înjure pe patronul postului că ați greșit dumneavoastră 3 fraze la emisiunea asta. Nu. Vreau să pregătesc următoarea întrebare. Care sunt mecanismele de control, de intervenție ale Asociației Județene de Fotbal vis-a-vis de prestații arbitrilor? Păi, mecanismele sunt atunci când avem la ședințele de comitet executiv, cerem o informare în permanență vis-a-vis de activitatea comisiei. Am primit-o, dar totdeauna cei din comisie, informările sunt la modul pozitiv față de activitatea domnilor lor și nu numai atât. Adică tot, oricine e vinovat din țara asta, numai că nu promovează niciun arbitru din Teleroman, nu e vinovat decât, posibil, cum ați spus mai devreme, probabil doar Stan Prodan. O să rezolvăm și problema asta cu vinovăția, pentru că a merge la nesfârșit pe o lipsă de responsabilitate jenează, pur și simplu, și deranjează în același timp. Cine e răspunzător de segmentul respectiv să-și facă treaba. Că-l cheamă Nițu, că-l cheamă cum lor chema, nu contează. Și a fost și Sandu Băjean, au mai fost și alții. În februarie ați dat un vot de încredere. Pe ce v-ați bazat? Vorba lui Parizianu din Murumeții? Nu știu dacă putem să parabrăzăm pe Parizianu. În orice caz, la momentul respectiv, membrii comitetului, pentru că întrebarea a fost pusă tuturor celor 7 membri, au fost de acord că activitatea trebuie să continue, cel puțin până în vară, pentru a evalua la sfârșitul campionatului, să zicem, unde ne situăm cu arbitrajul din Teleorman. Bun, să sperăm, nu știu în ce măsură tinerii mai sunt interesați să meargă pe acest drum. Ați fost arbitru, ați avut o carieră respectabilă la un nivel înalt în arbitrajul românesc. Știți cam cu siguranță care sunt trendurile, ca să mă exprim așa, și în Teleorman. Nu știu dacă eu cunosc mulți arbitri cu care eu am crescut. Unii foarte buni. Nu văd decât foarte puțin tineri. Nu mai sunt interesați tinerii, haideți, nu neapărat de fotbal, dar nici de arbitraj, pentru că ei pot... Nu trebuie să fie sute de arbitri interesați de arbitraj. Trebuie să depistăm câteva elemente, să le identificăm așa cum trebuie, pe niște calități foarte bune. Eu vă dau doar două exemple cu care nu s-a lucrat efectiv și care sunt elemente de mare perspectivă. Naidin Valentin de la Turnu Mugurele. Calități extraordinare, din toate punctele de vedere. Nimeni nu-l strunește, nimeni nu discută cu el, nimeni nu-l pregătește. S-a dus la examen pentru Liga a 3-a și a luat 4,70 sau ceva de genul ăsta. Robert Croitoru, de la Roșiorii de Vede, calități deosebite, chiar m-a încântat. Evoluția lui de la meciul finala Cupei României, etapa județeană, a fost una impecabilă. Vă spun cu toată sinceritatea, nu mă așteptam ca Robert Croitoru să fie la acest nivel. Nimeni nu-l pregătește pe Robert Croitoru. Nu știu prin ce metode trebuie să le găsim. Ei sunt. V-am dat două exemple și pot continua cu exemplele. Marius Dica, la fel, care are calități deosebite, numai că are niște schimbări de comportament, iar nimeni nu intervine pe lângă el. Aici e vorba ca și profesorul care faci meditație de română, de engleză, de franceză. Dacă n-ai și pedagogia necesară să-l interesezi un pic, să-i arăți viitorul, să-i deschizi un pic, să-i destupi mintea, e clar că rămân calitățile, iar performanța nu apare.
Bun, hai să părăsim zona asta a arbitrajului. Când e următoarea? În luna iulie trebuie să avem ședință în fiecare lună. Comitetul executiv are în fiecare lună o ședință, minim o ședință. Deci comitetul executiv nu s-a întrunit, suntem în iulie, acum suntem nu s-a întrunit. În iulie, încă nu. Ședința va fi undeva spre sfârșitul lunii iulie și vom trage linie pe mai multe segmente, comisiile, mai multe probleme. Vom decide și datele de începere a campionatului. Le-am schițat noi în momentul de față, dar vor deveni oficiale în cadrul unei ședințe de comitet executiv. Probabil undeva până în 20 iulie. Se apropie. Haideți, încercasem să creionez eu așa un desfășurător al acestei emisiuni. Avem, pe lângă faptul că de câte ori vorbim de arbitraj, cel puțin în Telorman ne întristăm așa un pic, eternul minus al activității fotbalistice, avem și lucruri frumoase și lucruri interesante în acest sezon, dragi prieteni. Dacă în regia de emisie suntem pregătiți cu imaginile din data de 14 iunie 2014 de pe Municipalul Roșiorean, Festivalul Fotbalului Telormanean, avem acolo câteva imagini surprinse, am selectat pe cât posibil să nu obosim publicul pentru că am mai prezentat. Da, era punctul final al unui sezon 2013-2014, punctul festiv al unui sezon, 14 puncte acolo, 14 premii s-au acordat. 20 de premii. 20? Da. Da. Pe lista mea au rămas doar 20 de premii. Doar 19, nu 14, mă gândeam la cu totul altceva. Sporting Roșior de Vede, campionul județean la seniori, campionul județean de junior și de asemenea marele premiu Fair Play Knauf, echipament, geantă și un trofeu acordat. Au luat, cum să zice, absolut totul. Acesta este capitanul de la Plosca, care a primit și echipa sa primind premiul pentru tradiție fotbalistică, echipament, geantă și trofeu. Florin Mihăiță era. Florea Voicilă, Horațiu Lascu, primind premiul de la secretarul AJF, Cătălin Cușcă, nu? El este. Da. Aici este reprezentantul sponsorului. Da, domnul Ionel Olteanu, prim vicepreședinte. 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 Domnul Cristescu Mircea este prim vicepreședinte. Așa. Vicepreședinte AJF. Premiera, cred că este Sportingul aici. Sporting Roșior de Vede. Se mânează medaliile de campion. Medaliile de campion. Da, imagini frumoase. Marius Nica. Delegatul și prietenul nostru, delegatul Sportingului. Prietenul tuturor ziarelor și da, pentru că e un tip foarte comunicativ. Sau nescrise, dar e un tip comunicativ. Se uită la noi acum. E chiar un om deosebit și un om care iubește foarte mult fotbalul, trăiește pentru fotbal. Știți, e unul din puținii din județ cu foarte multă activitate și extra ceea ce se vede. Bun. Juniorii au fost și ei premiați. Haideți să mai facem o precizare, pentru că tot a venit vorba de premii. Nu trebuie nimeni să ne ridice vreo statuie, dar vă spun că suntem singurul județ din țară, rețineți, cu toată responsabilitatea și vă rog să verificați când aveți posibilitatea, singurul județ din țară care acordă premii în cuantum de peste 200 de milioane de lei. Cred că vreo 220 a fost sau 230 cu tot. Nu există în România județ care să dea premii, pentru că în primul rând este munca acestor echipe și o răsplată este binevenită după un sezon atât de încărcat cum a fost cel puțin la Liga 4, chiar și la Liga 5, pentru că au venit echipele, a fost un sezon agitat și la Liga 5 și chiar îmi face plăcere de fiecare dată și la fiecare sfârșit de sezon să-i primim pe acești oameni care fie sportivi în cauză, fie foști jucători și oameni de sport și oameni care au ajutat fotbalul, să-i premiem și să le facem o surpriză plăcută, zic eu, pentru finalul de sezon. Da, e bine să premiem, spre exemplu, uite, și golgheterul pe domnul Dumitru Bârlă, a fost premiat pentru contribuții în activitatea fotbalistică. E bine să domnul Voicilă oricum în activitate și în lumina blițurilor, cum se zice. Criteriile pe care le avem la acordarea acestor premii individuale, în primul rând să depășească vârsta de 60 de ani, pentru că e o vârstă, să zicem, un etalon. E o vârstă când te duci undeva spre, de exemplu, foarte puțină lume știe că Dumitru Bârlă a apărat în divizia B la Chimia Turnu Măgurele. Iubitorii de fotbal știu. A apărat în divizia B la Chimia Turnu Măgurele, a apărat la Videle probabil vreo 20 de ani, dacă nu mă înșel. Tot timpul a fost în prim plan și un portar foarte, foarte talentat. A avut oferte de la Târgoviște să plece, n-a vrut să plece. Lumea lui uitase pe Dumitru Bârlă. Chiar vreau să vă spun că ani de zile când vin asemenea oameni, nu neapărat mie, fotbalului în general, cei care se gândesc la ei, chiar să știți că sunt foarte mulțumiți și au niște replici. Pentru mine chiar sunt un timp mai sentimental la chestii de genul ăsta așa. Chiar anul trecut mi-aduc aminte că Dumitru Cristea de la Turnu Măgurele, care a primit tot așa un premiu de la noi, a spus, domne, după ce m-am lăsat de fotbal, aproape că a uitat lumea de mine, nu mai știam nici eu de ei, nici ei de mine.
Dar tot m-am gândit toată viața că undeva odată o să fiu o minimă de răsplată, am să plătesc. Uite că Dumitru Cristea anul trecut a fost și el răsplătit cu un premiu care, mă rog, îi face cinste pentru tot ce a făcut pentru fotbalul din Turnu Măgurele. Domnule președinte, a fost Festivalul Fotbalului Teromânean în ediția 2014, a doua consecutivă la Roșiori, pentru că Sportingul a câștigat și anul acesta campionatul, a câștigat și barajul. De când se organizează Festivalul Fotbalului? Este la o nouă ediție, de la Turnu Măgurele, acum 9 ani. A fost o pură întâmplare. Am vrut să facem pe stadionul municipal din Alexandria și am primit interzis la vremea aia de o persoană din conducerea primăriei. Am mers la Turnu Măgurele, am făcut și l-am deschis sub titulatura de Festivalul Fotbalului Teleromânean și am continuat-o, dar prevederea cu pe terenul echipei campioane de 7 ani. De 7 ani. Da. Ca să nu mai existe niciun fel de dubiu. Echipa campioană e normal să-și primească medaliile și trofeul și jucătorii să fie răsplătiți în fața propriilor suporteri. Eu cred că e o chestie corectă, cinstită pentru echipa campioană. Ce ar însemna să fie făcut anul ăsta premierea la Botoroaga. Deci Sporting Roșiori câștigă campionatul, câștigă trofeul Fair Play Rauf, câștigă la campionatul junior, de juniori și îi premiam la Botoroaga. N-am nimic cu Botoroaga, dar dau un exemplu. Deci am creat această emulație și în rândul spectatorilor localnici care și încurajează echipa și n-a fost numai Sporting. Dar era să-i premiază Alexandre, era grozav. Da, era grozav, da, să-i premiem. În primul rând, gândiți-vă că ani de zile am fost și la Olteni, am fost și la Alexandria, am fost și la Turnu Măgurele, am fost și la Videle și am premiat echipele campioane, pentru că așa e normal. Și implicăm și autoritățile locale de acolo și vreau să spun că la Roșiori întotdeauna oamenii s-au străduit să fie totul într-o organizare la superlativ. Și se simte miros așa de Liga 3 deja. Performanțele aduc emulație și în jurul stadionului, pe acolo, pe la acele locuri unde se mai bea câte o cafea, se mai mănâncă un sandwich prin centrul orașului, când e meci sâmbăta, se vorbește de Rova. Trecând la partea concretă a lucrurilor, eu cred că Sporting Roșiori, scuzați-mă că și eu întotdeauna am predilecție pentru Rova. Mi-a rămas întipărit așa, dar Sporting Roșiori de vede și a meritat cu prisoțință locul 1 și eu cred că este nu numai rodul muncii, e vorba de un ansamblu al tuturor jucători, antrenori, conducere, primar, care toți au pus umărul la această performanță și o performanță bună, motiv pentru care există o bucurie. Eu cred, chiar dacă nu a fost fățișă a oamenilor de sport din județ, pentru că unii au fost adversari, dar eu cred că toți iubitorii de fotbal trebuie să ne bucurăm că în final echipa noastră campioană câștigă barajul și în final avem în sfârșit o reprezentantă în Liga a 3-a, lucru îmbucurător pentru fotbalul din județ. Numai că în momentul de față, eu cred și trebuie să precizăm că o performanță ca Sportingul nu putea fi, mă rog, la întâmplare putea fi, fără și un campionat destul de nivel ridicat, așa cum a fost acesta din 2013-2014. Eu cred că și evoluția celorlalte competitoare, și mă refer aici la cele din prima parte a clasamentului, FCM Alexandria, Pamimai Videle, Unirea Brânceni, sunt echipe care, VN Olteni, care e o protagonistă de ani de zile, au dus și la calitatea campionatului, implicit la valoarea campioanei, care în final s-a detașat net de echipa campioană a Bucureștiului. Da, sunteți pe aceeași lungime de undă cu președintele formației campioane și care va evolua în Liga 3, Gabriel Vrădulescu, care în iarnă, în pauza competițională, spunea că, din punctul lui de vedere, echipa care va ieși campioană, nu știa atunci, nu era el sigur că va câștiga chiar Sportingul, are șanse aproape 100% să treacă de acest baraj, ținând cont de competiția în care evoluează. Mă rog, luasem atunci cu mici rezerve această declarație, eram învățat să pierdem barajele. Ultimele trei, da, corect. Eram învățat să pierdem barajele, au picat și cu Bucureștiul, de obicei era de evitat, eu știu, un județ ca Bucureștiul, campioana unui campion ca cel al Bucureștiului. Avem un sponsor care oferă din 5 în 5 etape premii formațiilor care dau dovadă de fair play, de conduită sportivă, care fac cinste regulilor sau principiilor nobile ale competiției fotbalistice pe stadioanele din Liga 4, firma Knauf, care oferă aceste premii. Din 5 în 5 echipe, în etape, o echipă primește aceste premii. Cum stăm la acest capitol al disciplinei pe terenurile de fotbal? N-am mai avut măceluri. Sperăm să nu mai avem acum 9 ani, când am luat contact cu firma Knauf prin distribuitorul de la Alexandria, firma Sabatini, era unul din dealerii Knauf din sudul României și era locul 3 la momentul respectiv. Vreau să fac precizarea că la acel moment dam din 3 în 3 etape.
am dat și 15 rânduri de echipament într-un campionat, am mers până acolo încât am dat și la Liga 2, la Liga 5-a. Dacă vă duceți aminte, echipe ca Flacăra la Lița, ca CS Măldăieni, ca Spicu Gratia, ca CSS Alexandria, ca Ajax Botoroaga și Serenanov, care așa se numea la momentul ăla, au luat din postura de participante la Liga 5. Deci nu e niciun... Au fost alte vremuri mai bune și cu bani mai mulți din partea... Nu venise criza nici la Knauf. În momentul de față ne limităm la aceste 6 seturi de echipament, să le spunem fotbalistic. Este un aport considerabil pentru că în decursul celor 9 ani, dacă facem o medie, cam toate echipele, uitați-vă pe site-ul AJF, găsiți acolo evidența și găsiți acolo o echipă din campionatul județean care a luat în fiecare an câte un rând de echipament. Fie că l-a luat în sistemul campioană de, câștigătoare de etapă, fie că l-a luat și în sistem și ca marele premiu. E voința sa ele, care n-a lipsit în 9 ani niciodată din această premiere. Ce spune iubitorului de fotbal acest lucru? S-au dus vremurile când exista acea, să zic, nu știu cum să spun, acel dezmăț fotbalistic cu bătaie, cu amenințări, s-au dus acele lucruri. Au început să apară echipe organizate, echipe care privesc lucrurile din altă prismă. Care au staff, oameni care gândesc în folosul fotbalului, iar la Liga 4, spre mulțumirea noastră, ați văzut că în acest campionat chiar n-am avut niciun fel de problemă disciplinară, cu inerentele probleme de, să zic, de injurii. Și acum hai să nu fim mai catolici. Duceți-vă la divizia și uitați ce să strigă la divizia. Nu suntem la teatru. Au dispărut acea învergură sau escaladarea a factorului antisportiv. Au apărut elemente noi. Eu cred că în mare măsură a contribuit și acest trofeu Fair Play și vă spun, ani de zile am văzut o dorință din partea primarilor, din partea celor care conduc echipele, de a avea și echipa sa trecut în palmares un trofeu, fie el și de etapă la Fair Play Knauf. Mai ales că mai contează. Primesc un echipament. Dar în momentul de față e destul de consistent. E undeva la 20 și ceva de milioane un set de echipament. Noi negociem cu firma care are și o calitate deosebită. Ajungem în funcție de ce număr de echipamente și, și materiale sportive luăm. Ajungem la niște prețuri destul de acceptabile și e normal să luăm de la o firmă care și este acceptată de echipe ca material și ca și comportament al echipamentului în timpul jocului, că sunt echipe care au pretenție. Luasem în primii ani, făcusem cu firma Macron și tot se văitau că este mai mare, că este mai grosuț, că e mai... Acum am venit cu firma Leghe, am găsit un sponsor deosebit care ne face discount pentru fiecare material în parte care îl cumpărăm și atunci e favorabilă colaborarea pentru toată lumea. Domnule președinte, amenziile, aveți vreo statistică a numărului de amenzi pe care le-ați, sancțiuni pecuniare pe care le-ați acordat în acest sezon competițional? La Liga 4 mă interesează în primul rând pentru că... Păi nu, uitați-vă la clasamentul Knauf, dacă nu am la mine și nu uitați-vă la clasamentul Knauf, echipele din partea de jos a clasamentului, care au cu minus foarte multe puncte, ele sunt clientele comisiei cu sancțiuni, cu cartonașe roșii, cartonașe galbene, cu probleme care au apărut, chiar am avut o problemă cu la Liga 4, nu mai întâlnisem o substituire la Liga 4 juniori, care n-am mai avut-o de ani de zile. Noi am introdus și un sistem de contestație cu bani foarte puțini, adică undeva la 5 lei o contestație, numai în ideea să depistăm toți jucătorii care nu sunt în regulă la anumite jocuri. Și am reușit să ducem pe căi normale acest campionat. Numai că, din păcate, după două ediții foarte reușite, mă refer la anul trecut și cealaltă ediție, în care echipa campioană a mers și a câștigat prima dată locul 3 pe țară și anul trecut locul 2 pe țară la A1, mă refer aici la Sporting Roșiorii de Vede, iar venim la Sporting, dar e meritul lor, n-avem ce să le facem. Toate drumurile duc la Roșiori. În final, anul acesta, o parte din jucătorii de la Sporting au terminat junioratul și am avut un campionat mai slab față de anii trecuți, chiar echipa noastră campioană a apucat și cu Bucureștiul, care la nivel de juniori depășește cu mult județul Telorman și a fost învinsă categoric la scoruri destul de mari de campioana Bucureștiului. Deci vreau să spun că nu mai apăruseră asemenea elemente și foarte puține cazuri avem de indisciplină care sunt taxate așa cum prevede regulamentul. Nu avem niciun fel de obiecțiuni vis-a-vis de activitatea Comisiei de Disciplină. Până să trecem la subiectul Cupa Telormanul, pe care doresc să-l detaliem puțin mai amplu în minutele de final ale emisiunii noastre,
Pe 16 sau 17 iunie, stadionul municipal din Alexandria a găzduit o acțiune foarte interesantă și importantă, zic eu, ca din punct de vedere al semnalului emis din partea Federației Române de Fotbal. Dacă suntem, mingea e la voi, se cheamă ea, acesta este genericul. Dacă avem imaginile, avem cred că un minut de imagini selectate de la acea acțiune de premiere organizată de FRF la Alexandria. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, așteptăm și imaginile să comentăm pe ele. Bun, vedem în portocaliu fetele de la Universitatea Alexandria care merg în Superliga Națională de Fotbal Feminin și în albastru închis vedem băieții de la CSS Turnu Măgurele. Speranța fotbalistică a municipiului Turnu Măgurele. Și a județului. Și a județului. Eu, drag Beodedici, Sandu Ifrim, aici cred că este Ciprian Palaschiv, Ciprian Palaschiv, directorul de marketing și, da, și de dezvoltare, și Jean Vlădoiu. Deci Ciprian Palaschiv, Jean Vlădoiu, Miodrag Belodedici și aici componentele de la Universitatea Alexandria care, așa, un click, o amintire pentru posteritate. Mingea e la voi, domnule președinte, 60 de mingi, mingi Giaco, mi-am notat eu, care sunt folosite în Liga Secundă din Anglia și din Germania, 30 pentru Universitatea Alexandria, 30 pentru Clubul Sportiv Școlar din Turnu Măgurele. În total, 15.000 de mingi vor fi aruncate deasupra României, de Federația Română de Fotbal. Prin acest program, mingea e la voi. Ce își propune el? Să încurajeze junioratele, să încurajeze juniorii. Noi am premiat, în Tellerman și la Alexandria, am premiat și fotbaliste. E ceva special cu județul ăsta sau vizează la modul general atât componenta clasică, fotbalul masculin, cât și componenta nouă, emergentă? În primul rând trebuie să salutăm inițiativa Federației Române de Fotbal și a noi, conducerea Federației, și așa cum am spus-o de foarte multe ori, sunt grupe de copii și juniori în țară care nu au, mă rog, chestiuni absolut necesare pentru activitatea fotbalistică și mă refer în primul rând la minge, care este elementul important. Una e să faci pregătire cu 5 mingi pentru 30 de copii și una e să ai 30 de mingi pentru 30 de copii. E un lucru extraordinar și profesorii și antrenorii de fotbal cunosc acest lucru, ce important este acest element pentru desfășurarea aptitudinilor jucătorilor copii mici care sunt în creștere și în formare. În primul rând, am spus că salutăm această inițiativă pentru că ea vine după foarte mulți ani de absență în care Federația Română de Fotbal s-a rezumat, așa cum ați văzut în ultima perioadă, pe ziarele principale și cred că tot omul iubitor de sport știe, în afară de a-și da prime și prime consistente, fosta conducere nu au mai avut o așa interactivitate și n-au venit în sprijinul echipelor de copii și juniori, fotbal feminin și fotbal de sală, că sunt cluburi care, repet și înaintea emisiunii, vă spuneam că echipa din Alexandria Universitatea, și asta nu o spun ca să aduc o laudă Asociației Județene, are două rânduri de echipament, ambele cumpărate de Asociația Județeană de Fotbal. Unul verde și unul galben cu bleu maren. Eu nu înțeleg de ce o echipă care se află în Superliga, promovat, și care ar trebui să aibă un buget minim de câteva sute de milioane lei vechi, eu știu, în 3-400 le-ar ajunge pentru tot campionatul, nu este ajutată. Vine Federația și cred că este primul pas, din ce am înțeles de la federalii actuali, este primul pas, din toamnă va veni către echipele de Liga 3-a, va veni către cluburile care nu aparțin Federației Române de Fotbal și aparțin asociațiilor județene. Avem și noi cazuri gen Atletico Roșiori, avem pe Phoenix Alexandria, cluburi care nu au o susținere din partea, să zic, primăriei sau a administrației locale. Sunt cluburi particulare care au în momentul de față condiții destul de vitrege de antrenament. Cine știe pe unde fac, cum fac, dacă numărul de mingi, dacă echipamentul asigurat le este o aventură nebună pentru cei care se ocupă. Eu cred că este un lucru extraordinar pentru un început și vreau ca actuala conducere, care a promis să și facă și în viitor să avem cât mai multe asemenea acțiuni, pentru că sunt benefice fotbalului. Eu cred că numai o acțiune concentrată a Federației asupra acestor baze, a bazei piramidei vorbesc, adică cluburile, centrele de copii și juniori, va veni în sprijinul creșterii calității și eficienței muncii cu copiii și vom avea în sfârșit, poate nu anul viitor sau poate nu în 2 ani, dar în 3, 4, 5 ani de zile vor veni și rezultatele scontate. Se vorbește foarte mult de noul vânt care bate dinspre Casa Fotbalului de la Federația Română de Fotbal.
Răzvan Burleanu, un necunoscut, un outsider, a câștigat alegerile în preziua alegerilor. Știți ce s-a întâmplat? Principalul candidat, viitorul președinte al FRF-ului, nu a mai putut, din motive obiective, să participe la alegeri. A fost o întreagă nebunie. S-a terminat aventura contestării în instanță? Da, noi... da, a fost admisă. Deci președintele, Răzvan Burleanu, președintele federației a fost admis de către instanță, a rămas în suspans membrii comitetului executiv, care, nu știu, n-am citit pentru că nu am acces eu la asemenea documente, dar am văzut doar parțial pe site-ul Federației Române că a fost admisă decât validată funcția de președinte a lui Răzvan Burleanu. Poate e târziu, dar acum lucrurile s-au încheiat. Cu cine ați votat? Acum vreau să vă spun, după, dacă a ieșit Răzvan Burleanu, ar fi simplu să spun că Răzvan Burleanu. Dacă ieșea Gheorghe Chevorchean, spuneam cu Gheorghe Chevorchean. Eu am votat pentru binele fotbalului, să știți, că sunt un om care trăiește prin fotbal, trăiesc pentru fotbal și întotdeauna am încercat să disec lucrurile așa cum trebuie și să ajung la rezultatul scontat. Mă rog, nu votul meu nu este primordial și din 226 de membri, vă dați seama, un vot în plus în minus era, să zic, insignifiant vis-a-vis de numărul de voturi, dar eu am votat pentru binele fotbalului, încă o dată repet, pentru că iubesc fotbalul foarte mult. Una peste alta, speranțe dinspre FRF, din partea JF-ului, așteptați? Da, atâta timp cât au demarat niște proiecte și concret, nu neapărat să vină cu promisiuni, au venit cu acest proiect și vor merge și în toamnă și vor veni și la ligile, v-am spus, la Liga, la fotbalul feminin, la fotbal de sală, vor veni pentru Liga 3, vor veni pentru centrele de copii și juniori din subordinea asociațiilor județene. Asta ar fi un proiect. Al doilea proiect, vreau să vă spun că au demarat prin Ministerul Muncii cu o firmă specializată, seminarii pentru managerii de proiecte, adică să aducem bani pe fonduri europene, fonduri nerambursabile, și un lucru extraordinar. Eu chiar am fost la Pitești în perioada 24-26 iunie, la Pitești, urmează seminarul din 6-7-8 august, urmând ca după al treilea seminar, care va fi în septembrie, probabil să obțin această calitate și să pot iniția proiecte la nivel de AJF, de a adus fonduri pentru fotbalul județean. Răzvan Burleanu are un aer, dacă știți filmul Lupul de pe Wall Street, ediția aia clasică, e un băiat foarte școlit, foarte tânăr. A făcut 30 de ani pe 1 iulie. E mai mic chiar și decât mine. Vorbește într-un jargon european, îndeamnă oamenii, faceți proiecte. Același discurs ca al dumneavoastră le avea și președintele de la Universitatea Alexandria, care spunea că la întâlnirile cu federalii, cu noua conducere, li se spunea decât atât, scrieți și faceți proiecte. Da, urmează să avem și aceasta, pentru că nu avem această calitate, nu putem să facem proiecte. Până nu obținem acest document de manager de proiecte, eu nu pot să inițiez, pentru că ar însemna să aduc un manager din altă structură, care în primul rând nu cunoaște sistemul sportiv sau fotbalistic, să zic așa. Al doilea rând ne-ar costa și foarte mulți bani. În al treilea rând n-ar fi interesat de ca proiectul nostru să deruleze la timp și în măsura în care noi avem prioritățile care le știm noi, numai noi le știm. Asta înseamnă că este o deschidere către nou, așa trebuie să lucrăm și cred că se va lucra în sistemul ăsta. Mai nou, și vin cu al treilea aspect și chiar de îmbunătățit, mai nou și Asociația Județeană Telorman de Fotbal, care aveam un site și era unul dintre primele făcute din țară. Aveți multe transferuri pe acolo, că am văzut, de da, n-avem ce să facem. În momentul de față se trece pe portalul FRF-AJF. Este un portal pentru cele 42 de județe. E vorba de o extindere a bazei de date a Federației Române de Fotbal. Atunci când Federația vrea să aibă o evidență clară a tuturor jucătorilor de fotbal din România, născuți în 1992, dă click pe anul 92 și vede toată baza de date care trebuie și actualizată. Eu am avut o propunere la ședința cu Răzvan Burleanu și cu Gheorghe Chevorchean dinaintea adunării generale de sâmbătă trecută și chiar le-am propus să renunțe la acea subvenție care o primim pentru abonamentul RDS-RCS. Primeam telefon și net de la RDS-RCS plătit de federație. A spus, domnule, nu mai e valabil, pentru că noi lucrăm cu RomTelecom de ani de zile. Scoateți din circuit acest RCS-RDS, plata lui nu știu cât costă, încercați să primim sau să subvenționați niște bani pentru a dezvolta acest portal și a avea o bază de date cât mai amplă. Deja se lucrează în momentul de față prin inițiatorul acestui portal și administratorul lui Cornel Sorescu de la Pitești la o extindere a bazei de date care va fi una foarte, foarte complexă. Sper ca și Telormanul să aibă în momentul în care va fi accesat și vom putea să intrăm pe acest portal, să aibă o bază de documente destul de solide și să putem fi priviți bine, pentru că suntem o activitate destul de bună în momentul de față vis-a-vis de alte județe din țară.
Domnule președinte, ne apropiem de final, suntem în ultimile 10 minute, ca să nu trecem încă la Cupa Telormanul, să ne așteptăm pe viitor la proiecte de dezvoltare a activității fotbalistice în județul Telorman, venite chiar din sânul AJF-ului? Sigur că da. Eu spun că în momentul în care vom primi această deschidere și vom primi în sfârșit hârtia care ne dă dreptul să inițiem programe, veți vedea cu deschiderea pe care o am pentru nou, veți vedea foarte multe programe care vor fi inițiate și vreau să nu inițiez programe de dragul de a iniția, eu știu, să de a aduce... Să la Sibiu. Să, nu, aducem programe aducătoare de subvenții pentru echipe, de bani importanți pentru fotbal, pentru că asta este practic menirea noastră la Asociația Județeană. Domnule președinte, fotbalul nu ia pauză în Telorman, chiar dacă oficial competițiile s-au terminat. A început de sâmbătă, de pe 5 iulie, cea de-a 42-a ediție a Cupei Telormanul, una dintre cele mai vechi competiții fotbalistice din țară. Să o spunem fără falsă modestie, a debutat în 1973 și de-a lungul acestor destule decenii până în prezent a fost ca un barometru al activității fotbalistice din județ. Este o competiție deschisă tuturor echipelor de fotbal din județul Telorman care au activat la Liga 5, Liga 6, Liga 6, Liga 5, Liga 4. Avem la această ediție cu numărul 42 20 de competitoare înscrise, le sunt împărțite în 5 grupe. În 4 grupe. Primele două clasate din fiecare grupă merg în faza sferturi eliminatorie, sferturi de final. Haideți să ne aruncăm câte o privire, avem câteva grafice pregătite cu meciurile disputate sâmbătă 5 iulie în etapa de debut a acestei ediții cu numărul 42 din Cupa Telormanul. Dacă suntem pregătiți cu graficul din Grupa A, meciurile din grupa A, iată-le. Flacăra Călinești 1-4 cu Rapid Buzescu, Voința Saelele 1-0 cu ASC Seaca, CSS Turnu Măgurele, echipă care stă în această primă etapă. Să spunem că Voința Saelele este prima câștigătoare din 1973 a ediției inaugurale a acestei competiții. Prima poziție după prima etapă, Rapid Buzescu cu 3 puncte, Voința Saelele 3 puncte, Turnu Măgurele și Seaca și Călinești niciun punct. Trecem la grupa B. Să vedem, o avem expusă pe ecran. Victoria Ștorul Băneasa 1-4 cu Avântul Bragadiru, ACS Izvoarele 1-3 cu Unirea Brânceni, Dunărea Zimnicea, echipă care stă pe primul loc după prima etapă în grupa B, avem pe Avântul Bragadiru cu 3 puncte, Unirea Brânceni 3 puncte, Dunărea Zimnicea 0 puncte, Izvoarele 0 puncte, Victoria și Ștorul Băneasa 0 puncte. Mergem mai departe cu acest periplu al nostru la grupa C. Haideți să vedem și graficul cu grupa C. Da, îl avem expus pe ecran. Viață Nouă Olteni 7-0, zdrobește Recolta Sfințești, Atletic Orbeasca 4-3 cu Ajax Botoraga. Iată ce meci strâns între două echipe ambițioase. Club Sportiv Vârtoape s-a odihnit în această etapă din sfârșitul săptămânii trecute. Clasamentul arată în felul următor. Este irelevant după prima etapă, dar îi dăm totuși citire. Viață Nouă Olteni 3 puncte primul loc. Atletic Orbeasca, de asemenea, 3 puncte mai slabă la Gura Veraj, locul al doilea, Vârtoape, Botoraga și Recolta Sfințești, 0 puncte după prima etapă în grupa C. De asemenea, grupa D, să vedem cum arată, mulțumim. Avem Astra Ploska 3-1 cu Club Sportiv Măldăieni, Gloria Merișan 4-2 cu Metalul Peretu și Progresul Nenciulești, o echipă care, de asemenea, nu a avut partener de întrecere în această etapă cu de debut din ediția cu numărul 42 a Cupei Telormanul. Gloria Merișan pe prima poziție, 3 puncte, Astra Ploska 3 puncte, Progresul Nenciulești, Metalul Peretu și Măldăieni cu 0 puncte. Mulțumim pentru grafice. Avem 20 de echipe, domnule președinte, vom avea 48 de meciuri în total, 40 în faza grupelor, urmează apoi sferturile, semifinalele și turneul final. Și apoi finala mică și finala mare. Turneul final cu jocurile. Turneul final. Semifinalele. De la semifinale încolo începe turneul final. Da. Cum se zice, spectacolul de final al acestei competiții, care întotdeauna stârnește emulație. Să spunem că este o competiție organizată de AJF și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean
Da, de 11, de 11 ani avem un parteneriat cu Consiliul Județean nescris, dar executat în tocmai de cei de la Consiliul Județean. Cutumial, sens subînțelege. Cutumial în sensul că oamenii... Adică oficial pământului. Oficial, da. Asta e oficial în, pentru în echipe. Jurisprudență. Da. În primul rând, mulțumim în continuare Consiliul Județean că și-a pleacă atenția și-a pus supra fotbalului din ligile inferioare, Liga 4, Liga 5, Liga 6. Au venit cu sprijinul acesta financiar pentru că e foarte greu de motivat și mă gândesc că o să vină temperaturi ridicate. Jucătorii joacă în vara și au fost atâtea veri în care ne aducem aminte cu temperaturi insuportabile de aproape 40 de grade sau peste 40 de grade. E o chestiune extraordinar de bună pentru fotbal pentru că foarte multe echipe chiar își doresc această competiție având în vedere pregătirea pentru nou sezon fotbalistic. Ce vreau să spun la început e o chestiune extrem de interesantă. Acum câțiva ani de zile mi s-a năzărit ideea. Pentru că chiar nu aveam o evidență și nu știam, aveam foarte puține date despre Cupa Telormanu și am început și am stat luni de zile și încercând să faceți o încercând statistică, să fac o să recuperați statistică istoria. Și să recuperez istoria acestei competiții. Am făcut-o în mare parte și vreau să mulțumesc domnului director Fota de la Biblioteca Marin Preda care mi-a acordat o sprijin și mi-a pus la dispoziție toată arhiva existentă la acest moment la Biblioteca Județeană. Am stat săptămâni, luni, ore întregi, am stat pentru a vedea și începutul și continuarea acestei competiții. Am început cu coasturile, cu știm foarte bine, era Ceaușescu. Un lucru extraordinar, pentru că o competiție de asemenea învergură ar fi păcat să se piardă după atâția ani, după zeci de ani de existență. Vreau să spun și revin la ideea că mi se năzărise ideea să facem o carte completă despre Cupa Telormanu. Din păcate, domnul Florin Dumitru nu mai lucrează la ziarul Telormanu, care era un sprijin important pentru această apariție și pentru culegere de date. Mai luasem legătura cu domnul Eugen Hoaghe. Din păcate, starea lui de sănătate nu este chiar așa de bună pe cum s-ar părea și nu poate să ne ajute decât foarte cu ceva cu documente. Îl rugasem chiar și pe domnul Iulian Stancu, fostul director al Direcției de Sport, ani de zile și cunoscător fin al fenomenului și cu foarte multă bază de date. Chiar mi-a promis la un moment dat că mi-aduce o parte din documente care le are dumnealui acasă. Mai vorbisem și cu domnul Ienache de la Frăsinet, care a fost ani de zile și ne aducem aminte că Metalul Frăsinet era una din protagonistele acestei competiții. Ani de zile a fost în fruntea acestei activități și domnul Ienache este un om deosebit. În orice caz, nu am renunțat la idee și cred că în viitorii ani, dacă voi găsi un pachet de colaboratori care cât de cât să ne ajute să facem o carte despre această cupă, probabil voi cere și sprijinul Consiliului Județean, pentru că ar fi o carte interesantă pentru tot județul Telorman, numai pentru și, bineînțeles, ar fi folositoare și pentru noi și ar fi în folosul tuturor să se aducă la cunoștință, să se vadă oamenii de fotbal, să știe cum a început această competiție, care sunt oamenii importanți care au menținut această competiție, mă refer la delegați, mă refer la echipe, mă refer la oamenii care au organizat primarii de la vremea respectivă. Eu cred că e o muncă într-adevăr deosebită, dar n-am renunțat la idee și dacă voi găsi sprijin, probabil chiar am să fac o intervenție la Consiliul Județean pentru a sprijini financiar, probabil, într-o primă fază, pentru că nimeni nu vine să lucreze degeaba, vom face și această lucrare care este, într-adevăr, este un fapt deosebit și inedit totodată pentru fotbalul de masă din Telorman. De-aia am și luat hotărârea ca începând din această ediție jocurile să nu mai fie oficiale pentru jucătorii care evoluează și se pot transfera fără să mai fie cuantificate la sezonul fotbalistic, să intre în calculul acelui număr de transferări și de echipe. Și vreau să sper că și anul ăsta și vreau să cred totodată că vom avea tot la fel un turneu final reușit cu jocuri bune, cu echipe bune, cu o vizibilitate la nivelul media și cu evoluții pe măsura așteptărilor noastre. Anul trecut am avut o finală și un turneu final foarte bine organizat la Zimnicea. Transmis de Media Sud? Da, și partener Media Sud și mulțumim pentru promovarea fotbalului. Așa. Și întotdeauna sunt de acord ca fotbalul să fie promovat și Asociația Județeană trebuie să facem o precizare că niciodată n-a perceput niciun fel de taxă. Doar v-am rugat să ne spuneți când și unde sunt jocuri, să știm să le vizionăm și noi. Ceea ce s-a și întâmplat. Revenind la Cupa Telormanu, eu zic că este păcat ca după 40 de ani, 42 acum, competiția să nu aibă finalitate. Indiferent cine va fi, că va fi la Asociația Județeană, că va fi Direcția de Sport, că va fi Consiliul Județean, această competiție frumoasă și deosebită și a noastră, a telerumânenilor, să-și continue activitatea și în viitor. Ultimul minut, domnule președinte, încerc să spun totul pe final. Acum aflu dintr-o statistică a câștigătoarelor edițiilor trecute, publicată pe ultima pagină, în pagina de sport din Telormanul. Aflu denumiri interesante cu parfum de epocă. Iată, Secerea, Șocanul, Plosca. Așa.
Înfrățirea Da, Secerea, Șocanu, Plosca, Înfrățirea, Flacăra, nu știu ce. Aflu că, iată la Conțești, de unde e maică-mea, Metalul Conțești, era o echipă frumoasă. S-a terminat emisiunea, s-a terminat sezonul, mi se face semn din regia de emisie, multă baftă cu acel album istoric. A, și cu album. Legat de Cupa Telormanul, multă baftă și mult succes în organizarea acestei competiții. Dragi prieteni, ce ar mai fi de spus? Mulțumirile noastre. Ne vedem în continuare pe sportsud.ro, site-ul nostru de specialitate. Acolo vedem toate meciurile, vedem toate știrile, vedem toate emisiunile. Dacă vă este dor de noi, ne găsiți în mediul online. Rămâneți în continuare cu Media Sud, urmează știrile. Bogdan Cozuță vă mulțumește pentru atenție. Aceasta pune în punct aici ediției 2013-2014. O vară veselă, să ne vedem cu bine după vacanță. Toate bune, la revedere!